Da, na, na, na. Da, na, na, na. Nu știți de ce fac așa. Nu știți de ce fac așa. Dragilor, bine v-am regăsit. Dragii mei, astăzi vreau să vă povestesc despre aventura unei... Ce am zis? Huțanci, nu? Casean, cum ne-a zis că se numește? Huțanca, nu? Unii mai huțani, credeți-mă pe cuvânt. Sunt niște oameni, dar n-ați văzut așa ceva. Mici, frumoși și răi. Răi la modul răi, adică nu se lasă. Dacă își pun ceva în cap, trebuie să reușească. Astăzi, dragii mei, vreau să vă folosesc. Vreau să vă vorbesc despre frumuseți. Astăzi vorbim, ne-a Casean, bine venit la muncă, dă luni, așa te-am luat decât de dimineață. Astăzi, dragii mei, suntem la Suceava, pe Zamca, în cartierul Zamca al Sucevii. Asta e strada Stejarului. Chiar în mijlocul cartierului am să vă fac cunoștință cu un producător local de... Eu știu că sunt cu producătorul local, Casean. Hai, dă-i de cu spatele, așa că ne ducem încolo. Un producător local de frumuseți, din toate punctele de vedere, și al poveștii și al omului. Așa că, dragilor, băgați la cap, notați-vă numărul de telefon pe care o să vi-l arăt imediat, pentru că o să aveți nevoie. Credeți-mă pe cuvânt. Credeți-mă pe cuvânt. Știu ce zic. Haideți. Share și like, am zis? Casean, n-am zis. Share și like, vă rog frumos, share și like pentru Casean, pentru domnul Casean, că el e foarte sensibil, și subscribe-ul pe canalul de YouTube. Haideți să vă arăt povestea. De Casean, dacă s-a văzut aici, se coboară. Trebuie să ajungeți la niște garaje, între blocuri, la niște garaje. Casean, ce zic aici? Frizerii, o să spun, băi, Chira, mai duci la frizerii? Haideți să vedeți despre ce este vorba. Pentru programări, Casean, pentru programări. Ia, ia-și notea, 0747-548-299. Haideți să vedeți povestea. Rău, de ce am venit azi lunea? Pentru că lunea e liber. E singura zi când e liber. Cum se numește, doamna? Ha? Casean, ia povestește. Andreea, Eliza. Andreea, ce gândul? Eliza. Să rămână mâna, stați să-l bag și pe Casean și intrăm pe dumneavoastră acum. Să rămână doamna Eliza. Este Eliza, atât de lesei. Să rămână doamna Eliza. Îmi permiteți cu microfonul? Sigur. Măcar atât să fac pentru dumneavoastră. Dragii mei, în acești câți metri pătrați aveți aici? Câțiva. Nu foarte mulți, câțiva, nu? Nu foarte mulți. Puțin mult, metri pătrați dar de bun spațiu, dar e vorba despre talent. Exact. Ea este... Despuțanca despre care ți-am spus, Casean, a? Ți-am zis că e un metru de un metru și un zâmbet, te umpe căci, un metru și un zâmbet până la umăr, dar ferească Dumnezeu să te superi cu așa ceva că e groasă. Asta este e clar, deci jale. Cine vă supără, mănâncă jar. Ce a fost aici? A fost un garaj? A fost garajul aici ăsta? Un garaj. Așa? În garajul ăsta am reușit să facem un loc în care să facem artă. Din artă. Ma. În mai multe feluri. Ma. Ziceți, doamna Eliza, tot trebuie ca să povestea înțelegem. Începe din 2021, am început să creăm locul ăsta încet, încet. Așa. De asta iarna am început activitatea mai intensă, așa. Da. Și... Ai un bărbat, nu? Un bărbat cu barbă, stilizat, da, este... Casean. Cum ești tu, dar fără ochelari, da? Dacă te uiți atent la tine, uite, tată, că sunt acolo, că te întreabă, dau lucrarea de control și n-ai să știi. Continuați, nu vă uitați la mine, că eu tot vă întreb pe așa. Am creat tot eu cu... Super tare. Și când spuneți de artă, asta ce da, sunt? Asta și picturile astea? Deci pictez. Pictați, când pictați? Lunea, când e liber la coafat aici seara, și la... Seara ne vine inspirația mai mult. Seara. Și icoanele ziceți cu ele? Icoane, pictăm tablouri, da, pictăm tablouri în ulei pe pânză. Wow. Este o pasiune din copilărie, care încet, încet... Casean, ce asta? Cum se numește pictura asta care e semnată A. Eliza 2020? Da. Hmm? Vaca la păscut. Nu, Casean. Carul cu boi. Carul cu, cu boi, doi, exact. Cu două perechi de boi, știi că este celebru car cu boi. Da. Și carul cu doi. Na, nu, degeaba duc pe Casean peste tot, că nu învață nimic atât de insensibilități. Și eu vă întreb că așa încet, e... Încet, așa, încet, încet le putem, cred că le putem face pe toate, pentru că punem foarte multă pasiune și dragoste în ceea ce facem. Și atunci când faci totul cu drag, nimic nu este imposibil. Când ați aterizat la Suceava? Este... În acest spațiu. Am venit din Moldovița, cunoscându-l pe soțul meu în 2017,
Am aterizat și eu aici. V-ați îndrăgostit, l-ați luat de așa. Ați făcut bine? Am făcut doi copilași. Doi. Da, așa se face. Așa, două și fetițe, gemene, nu? Nu sunt gemene, nu? Un an și trei luni între ele. Zici că gemene, două blonde, ca să da. Nu se vine a crede ce fetițe frumoase. Le-ați văzut pe filmările noastre anterioare, chiar și astăzi. Și... așa? Și v-ați apucat de... Și ne-am apucat de o lărit în păr, un loc, da. Pentru că asta este ceea ce am făcut din copilărie. Adică veneam, am făcut la liceu, la școala generală, îmi plăcea să îmi fac niște bani extra, pentru că aveam multe activități, aveam nevoie de bani pentru pensoane, pentru pânze, mulțumesc, culori. Și ați tuns, ați învățat să tundeți undeva sau să coafați? De tuns, tatăl meu a tuns. Deci acasă vedeam tehnicile, da, și pur și simplu așa a furat meserie, da, chiar a furat meserie. Cum vă numeați de acasă? Boșutar. Boșutar. Na, ca să ia. Dar știi pe Boșutar? Pe nou primar al Moldoviței, da, nu? Sunteți rude? Da. Oh, aleu, da, Dumnezeu sănătate. Ali, nu? Ali, da, Moșutar, da, nou primar al Comunei Moldoviței. Așa? Și încet, încet, văzând prin casă, bineînțeles că tatăl făcea și obiecte de artă, adică mobilier de lemn, sculptură, fratele face și el la fel, wow, pictură. Super, dintr-o tare familie de... artiști. De arti, hai să spunem, artiști populari. Exact, oameni care încearcă să vadă frumosul și să-l transpună în lucrările sale. Deci este important să... Și acolo aveți, aici ne faceți frumos pentru... Casian, ți-am adus un loc unde să te tunzi de acum, să te... Deci ăsta este locul unde faceți... Dragilor, dacă puteți crede, nu cred că sunt mai mult de 10 metri pătrați. Sunt mai mult de 10 metri pătrați? Nu sunt. În locul ăsta încape cu greu încape o mașină. Casian, nu dărâmă, nu avem bani să plătim frumosul de aici. Cu greu încape o mașină. E un garaj, dragilor, un garaj, pur și simplu un garaj. Pe acolo se intra în garaj cu ușile. Exact. Au pus niște pereți de rigip și au dat drumul la joacă. Iar pur și simplu totul este făcut de mâinile noastre. Care mâine? Am muncit eu și soțul meu. Haideți să stăm puțin jos. Eu ai văzut că ca să vadă lumea că am făcut un pic de regie înainte, că nu ne-am luat. Hai, stai tu ca să am jos acolo. Să ne vezi cât de frumoși suntem aici. Așa, aici se întâmplă minunea cu... Aici se întâmplă minunea, este... Super tare. Este un loc pe care mi l-am dorit foarte mult. Un loc în care... cred eu că există un pic de liniște. Păi cum să fie liniște? N-ar trebui să fie, trebuie să fie numai bagabonții, iar zi bagabonții, numai zgomă, numai hau. Nu știu, fiind obișnuită cu muntele, cu liniștea pitorească, avem nevoie de un loc în care să fie la fel. Adică... Uh-huh. Nu ador orașul, este mult zgomot. Asta? Și de asta am spus că merg undeva sub pământ să-mi fac un loc unde să creez. Am înțeles. Și ăsta e locul dumneavoastră de creat. Ăsta e locul. Ce tundeți mai mult, doamne sau așa, domne? Așa, tundem copii, bărbați, femei, dar bărbați în principal. Asta e, bărbații sunt, dragilor, ți-au zis, barbershop. Da. Vin bărbați în ziua de azi la bărberit, da, la cum, da, e? Cum e, deci, moda mai nouă? Că am văzut că ca să ai un... Facem toate tunsorile care există. În fiecare zi este ceva nou pentru mine și se pot face, deci orice. Creăm orice. Cu doamnele e mai complicat? După fotografie? Nu. Deci facem și noamne și copilași. Nu îți botezi cu mătrii, de asta, da, cum e? Da, e, da, complicat? Da. Nu, este foarte bine. Foarte bine, foarte, nu? Bine, atunci, da, a venit banul Casian, ca să știi, la cu mătrii acolo, când te vezi, vine doamnele, să faci, stai, nu-i bun așa, pune-i bucla, floialea. Oh, oleo. Prețurile sunt foarte accesibile, adică... Cât e un tuns acum? Cât mai e un tuns la un tuns clasic? La artist, avem tu și acolo prețurile? O listă de atunci prețuri. Oleu, pe noastră faceți 30 de lei numai? Mamă, modern 4, tuns copii 25, aranjat, tuns barbă 15 lei numai? Da. Stilizat barbă 20. Păi moca la dumneavoastră.
pachetul Huțan Style. Uite aici că înseamnă pachetul Huțan. Ce înseamnă pachetul Huțan Style? Faci și o pictură, îi faci și ce mai faci? Îi faci și un portret. Îi faci și un portret? Vorbi serios? Nu. Da. Deci, acest pachet include tuns, spălat, aranjat barbă, în cazul în care domnul are barbă, o mască de exfoliere, hidratare. Păi ce-i spa aici? Un masaj capilar cu uleiuri esențiale pe care le încercăm să le folosim pentru că aduc un pic de liniște într-o lume atât de haotică, de roboți în care ne aflăm și încercăm în fiecare zi să facem, să aducem un zâmbet pe chipul oamenilor. Celor care copililor. Intră bosunflați cu părul în trei direcții, da. Pe și pleacă, trebuie să pleci, trebuie cu zâmbetul pe buze și când îl vede omul pe sau, ce drăguț. Copiii care vin cu diferite idei de modele pe care le văd pe TikTok, Insta, este? Facebook. Aici vin, nu? Da. Vână este... doamna Eliza să... în fiecare zi avem câte o nouă... Provocare. Provocare, exact. Deci ce mai... Cumpliți clienți, copii? Da, sau ce nu, mai? Sunt minunați. Chiar ne place să lucrez cu ei pentru că la final le facem diferite freze cu tot felul de... combinații posibile. Da, soțul lucrează aici, vă ajută sau nu prea? Soțul cântă de meserie. Și, nu mă artiști, da. În familie, nu mă artiști în familie. Și... bineînțeles că mă ajută când în timpul liber. Am și înțeles acum. Cel mai mult are grijă de prințese. Da. Dacă mama de la 10 la 6 după amiază 8 ore vine ruptă, da, stai 8 ore în picioare. Cum e 8 ore? De asistenți medicali și avem nevoie de timp. Cine face asta? Da, da. Păi și ce vă mai trebuie și asistent medical? Pentru că este ceva ce mi-am dorit din copilărie. Deci am visat să ajut oameni. Păi nu ajutați așa făcându-i frumos. De ce vrei să-i faceți și bine acum? Să ajut mai mult oameni pe care nu prea le ajută nimeni, știți? În ce an sunt? Vedem și noi cum sunt vremurile. Vremurile. În ce an sunteți? În anul 2. În anul 2, la se face, că nu mai știu. 3 ani. 3 ani? 3 ani, da. După care examen. Învăjare, și... spitalul județean, spitalul municipal, dacă o fi spitalul sperăm municipal. Sperăm pe mai departe, sperăm și la o facultate mai departe, pentru că a intrat prea mult în sânge această dorință. Adică chiar mă văd, nu știu, făcând... o freză aici, un portret și poate la final dând o rețetă pentru mai bine. Vrei să deveniți medic? Dacă se poate sau cum? Dacă se poate. Știu că Dumnezeu dacă ne-a dat un vis, înseamnă că putem să și-l realizăm. Acum... Da, nu, că se mă... pur și simplu... visăm, continuăm să visăm și universul ne răspunde la dorințe. La dorințe noastre. Corect, da. Așa este. M-a dezarmat, este... doamna Tădurese, ce să zic? Nu, mai zic nimic, am stau liniștit. Este foarte important să credem că totul este posibil. Adică când eram mică, visam un loc unde să tund. Cu asta am început. Gata, la trezi de acum. Da, tundeam acasă, într-un hol. Tata în fiecare zi vedea că vin o grămadă de oameni, de copii, de la școală. Și chiar mi-am dorit locul ăsta. L-am și făcut. Au trecut câțiva anișori. Urmează asistent, medic. La medic, ce fel de medic vă doriți să deveniți? Nu știu, o medicină de familie. Este ceva ce mi-ar face plăcere să... Cred că aș avea mai mult timp să ascult oamenii, să... pentru că toate bolile vin de la emoții. Deci așa nu există... asta? Așa nu toate, sunt sigură. Deci, ziceți, domnule, ziceți, că nu vă contrazic, un medic nu poate să-l contrazice.
medicamentele tratează doar efectul, dar cauza trebuie să o tratăm noi, prin ceea ce simțim, prin emoții, prin stări, să vindecăm traumele care cu siguranță le avem cu toții. Și de asta este important ca omul să fie ascultat, mai mult decât să-i dai un medicament rapid sau o injecție. Trebuie să acasă. Da. Și să niciodată să nu-i dai sentimentul că are o boală care nu poate fi vindecată, pentru că toate bolile pot fi vindecate. Și unele cu lut, altele cu medicamente, altele cu vorbă bună, știți cum, să mai întâmplă de asta. Felicitări că puteți gândi posibil, în felul ăsta. Pur și simplu tot ce gândim atragem. Deci să fim atenți la toate gândurile de peste zi. Am înțeles. Mă uit și un pic de... Deci dacă mă gândesc că, așa că o să câștigăm 1.000.000 de euro, tu ce zici? Ca să-mi face milionul? Eu vreau 100.000 de urmăritori pe YouTube, restul nu mai contează. Dragilor, doamna Eliza, să vă dea Dumnezeu puterea să vă duceți visele mai departe. Vă întreb câți ani aveți, sunteți exagerat de tânără, anii nu contează. Ca să am până în 30, nici 20 și la domnul. Am două tinere acasă, nu contează. Dragii mei, astăzi a fost vorba despre un om, l-ați văzut aici, da? O bucățică de om, simpatic, drăgălaș. Okay. V-am zis, ferească Dumnezeu cu huțanii să te pui, mai ales cu huțancile. Am zis bine huțancile? Da, ferească Sfântul. Puțulii. Ori faci ca el, ori nu faci deloc. Ori te duci, că n-are rost. Dragilor, e un nou concept pe care doamna Todorese vrea să-l implementeze. Nu te tratează, va deveni. Eu sunt convins că îl deveni medic. Știi cum o să fie Casian aici? Deci te aduce prima dată, te duce aici la cabinet. Te pune și îți faci un confort, tu stai liniștit. Dar ce ați pățit? De ce vă doare piciorul? Da, mă doare piciorul și prin cap, te capilară, treabă. A, dar ce ați spus? Aia, mama, să te face frumos. Chiar ați ghicit pentru că cam așa face. Și ce mai zice? Ce m-am supărat cu apa la final? Da, pus ies ca să iau de aici, că ți-o dat rețeta. Trebuie să iei de-aia și vei peste o să nu, doamna doctor. Faceți și peste lupă, nu mă, pe dreapta. Vă mulțumesc foarte mult, doamna. Facem să fie bine. Doamna Elisa, Casian, vin încoace să-ți facă închiderea. Vin încoace să te dau coleacă de... Vine, te dau coleacă de... Fă-ți, Casian. Dragii mei, nu pregetați până o să ajungă să vă dea rețete, o să vă facă frumoși. Băieți, știți unde aveți de venit. E ieftin, e fain, e ok, aveți parte și de o vorbă bună. Iar doamne care o știu pe Elisa, poate știu exact cum stă cu mâna, pentru că aici e vorba de... V-am zis, e vorba de un producător de frumuseți. Și vă îndemn să veniți pe Zamca, peste Jarului. Nu aveți cum să arătați. Cum se numește? Huțan, da? Huțan style. Ăsta e stilul Casian. L-ai văzut, da? Vine cu asta. Nu ne uităm originile. Niciodată. Casian, vine să te dau un pic de apă în păr. Susi-mi-le, dragilor.